În plin război între conducerea Consiliului Județean și conducerea APASERV, pe chestiunea revocării Consiliului de Administrație a Consiliului Județean, reprezentanții operatorului de apă și canalizare consideră că în preajma fiecarei campanii electorale, politicienii revin și susțin că prețul la apă poate fi redus. Conducerea companiei apreciază că acest lucru este absolut fals, prețul apei fiind votat de către consilierii județeni și aprobat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Nemț, asociația din care fac parte toate primăriile din județ. Prețul pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, respectiv tariful pentru canalizare, au fost stabilite în conformitate cu prevederile strategiei de tarifare, aprobate de Consiliul Județean și asumate de ADIA Aqua Nemț prin semnarea contractului de finanțare cu Uniunea Europeană. O scădere a acestora, promisiunea a politicienilor în fiecare campanie electorală, ar duce la aplicarea de corecții financiare pe tot proiectul major, un proiect în valoare totală de 107 milioane de euro. Prețul apei potabile la români este, de la 1 ianuarie 2016, de când s-a aplicat reducerea TVA-ului la 9%, de 3 lei și 88 de bani, iar cel pentru serviciile de canalizare de 3 lei și 65 de bani. La serviciul de canalizare TVA-ul este de 20%. Conducerea companiei susține că strategia de tarifare a prețului la apă este stabilită conform legii din mai multe componente. Prima componentă a prețului apei este cea a operatorului local și reprezintă cheltuieli fixe, respectiv cheltuieli materiale alcătuite din materiale, energie electrică, redevență anuală, reparații în regie, reparații cu terți, studii și cercetări, cheltuieli cu protecția mediului și cheltuieli cu munca vie, salarii, indemnizații, Consiliul de Administrație, fond de șomaj, fond de asigurări de sănătate, fond de accidente și boli profesionale, de pensii, de garantare, creanțe salariale, plus cheltuieli financiare. Această componentă a rămas nemodificată din 2011, când a fost ultima avizare dată de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare și Utilităților Publice. Componenta B o reprezintă valoarea pierderilor tehnologice, adică pierderile de apă din sistem, care în Neamț sunt în medie de 55%. Componenta C din prețul apei o reprezintă prețul apei brute, furnizat de Compania Regională de Apă. Tarifarea apei se realizează numai cu acordul Autorității Naționale de Reglementare a Serviciilor Comunitare și Utilităților Publice.